Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Datoriile moldovenilor către Moldova Gaz sunt în continuă creștere. Compania amenință cetățenii cu deconectări. Prețurile în continuă creștere la sursele de încălzire le dă oamenilor motiv de îngrijorare. Cu ce se vor încălzi moldovenii la iarnă, aflați la știri. O nouă majorare a prețurilor la carburanți anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile în continuă creștere la sursele de încălzire și iarna care se apropie într-un ritm alert le dă oamenilor motiv de îngrijorare. Plapumele, ciorapii de lână, dar și revenirea la sobe cu lemne sunt doar câteva alternative pentru a înlocui încălzirea pe gaz, costul căruia este ridicat în acest an, ne spun oamenii de la sat. Plec peste hotare. Sigur, altă ieșire din situație nu este. Cu doi copii mici, familie, e greu de întreținut la noi în Moldova. Cel puțin în perioada asta. Am cumpărat cazan pentru gaz, bateriile și la urmă iese că trebuie să ne schimbăm la lemne. Ne-am pregătit în orice caz pentru gaz, sperăm să fie prețul accesibil în urma compensațiilor care le vor da. Pentru sezonul rece ne-am cumpărat lemne și așa ne mai învălim cu odiale mai multe și ce să facem? Dacă văd că toată Europa e scump. Lemnele pentru foc sunt la mare căutare în acest an. Speriați de prețurile tot mai mari, unii oameni și-au făcut din timp rezerve pentru perioada rece a anului, iar alții încă mai sunt în căutare. Nu știu de unde să procur lemnul, că e problematic. De-am vorbit cu multe persoane și nu găsesc lemne. Nu sunt lemne. Din auzite spune că sunt lemne, când ajungi la locul de față nu sunt lemne. Pe timpul rece a anului, cum vă descurcați? Nu știu cum a să fie, dar a fi dureros. La lemne de mână fac focul și la gaz. Vai de mine! Dar cum ne pregătim? Muncim, facem bani, că să avem cu ce achita gazul, lemne de cumpărat și de mâncare. Amintim că guvernul a declarat că va aloca 64,2 milioane lei din fondul de rezervă a agenției Mold Silva pentru a nu permite creșterea prețurilor la lemne. Sezonul rece nu i-a luat prin surprindere pe agenții termici din capitală care au anunțat că sunt pregătiți să ne livreze căldura. Vestea i-a bucurat pe unii locuitori ai Chișinăului, iar alții spun că sunt gata să mai suporte frigul decât să achite tarifele ridicate la energie termică. Agenții termici deja ne-au pus la curent că sunt gata să ne livreze căldura. Spuneți-vă, rog, considerați că este timpul sau am putea să mai așteptăm? Ca tare este timpul deja. Și este o necesitate, dar din cauza că prețurile sunt așa cum sunt, foarte mărite, eu cred că rar cine o să-și permită acum să achite. Putem să mai așteptăm, mai bine înghețăm de frig decât să achităm așa prețuri la gaz și la energie electrică. Mă gândim, trebuie, domnule, de mai de căldură și mai îmbrăcăm și un colțun gros și un halat negru și un prin casă și să facem. Spuneți-vă, rog, dar sunteți la curent că autoritățile sunt gata să compenseze anumitor categorii sociale? Da. Sunt la curent și am înregistrat familia mea, dar vedem, nu știu dacă o să intrăm în vreo categorie de familii care necesită anumite compensații. Eu am încercat de mai multe ori să mă înregistrez,
și nu puteam ziua pentru că am înțeles deja apăruse o știre că e fluxul foarte mare de doritori, de solicitanți și am apelat la ora 10, la ora 10 seara, că mai scria lumea acolo că ora 10 seara și m-am înregistrat. Compensația statului e prea mică pentru a achita așa sume majore la gaz și la electricitate și la apă chiar. De miercuri 19 octombrie, toate grădinițele din Chișinău încep să fie conectate la agentul termic. Cât ține de instituțiile de învățământ primar și secundar, acestea vor fi conectate la agentul termic la solicitarea directorilor. Anual, conectarea instituțiilor de învățământ primar și secundar la agentul termic se face după vacanța de toamnă a elevilor la solicitarea directorilor. Ca urmare a analizei situației ce ține de temperatura în grupele grădinițelor din municipiul Chișinău, Direcția Generală Educație a Primăriei Chișinău a luat decizia ca începând cu astăzi să înceapă conectarea agentului termic în toate instituțiile de educație preșcolare din oraș. Precizăm că în ultimele zile temperatura medie în grupe a fost de circa 15 grade Celsius, motiv pentru care 89 din 129 de grădinițe au solicitat prin demersuri conectarea agentului termic. Ce ține de încălzirea instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, acestea vor fi conectate la agentul termic la solicitarea directorilor. Deși în prezent autoritățile locale n-au primit astfel de solicitări, amintim că marți, în cadrul ședinței CMC, Ion Ceban a declarat că în următoarele zile vor fi conectate la căldură toate instituțiile educaționale, precum și cele din domeniul sănătății. Am discutat și cu termoelectrică, tehnic acest lucru este posibil, ca să avem 2, 3, 4 zile la dispoziție pentru a conecta întreg municipiu. Mă refer la instituțiile educaționale, grădinițe de copii în primul rând și spitalele și instituțiile din domeniul sănătății municipale. Am discutat și cu termoelectrica, tehnic acest lucru este posibil ca să avem 2, 3, 4 zile la dispoziție pentru a conecta întreg municipiul. Mă refer la instituțiile educaționale, grădinițe pentru copii în primul rând, și spitale și instituțiile din domeniul sănătății municipal. În anii precedenți, conectarea instituțiilor de învățământ primar și secundar la agentul termic se făcea după vacanța de toamnă a elevilor, la solicitarea directorilor. În acest an, vacanța de toamnă este programată pentru perioada de 26-30 octombrie. Este bine cunoscut faptul că arderea frunzelor este interzisă prin lege, deoarece poate dăuna grav sănătății oamenilor, solului și mediului înconjurător. În acest sens, inspectorii de mediu de la Călăraș au lansat recent o campanie de salubrizare de toamnă. Acțiunea are drept scop reducerea poluării mediului înconjurător cu deșeuri, dar și minimalizarea poluării aerului în urma arderii acestora, scrie expresul.md. Unii gospodari din Călăraș continuă să-și facă ordine prin ogrăzi, iar cea mai simplă metodă de a scăpa de mormanele de frunze este să le dea foc. Silvia Levchif, inspector principal la Inspecția pentru Protecția Mediului Călăraș, spune că instituția pe care o reprezintă face apel la bunul simț al cetățenilor și îi îndeamnă să renunțe la obiceiul de a da foc frunzelor în virtutea folosirii lor în calitate de compost. Cei care nu respectă regulile impuse de autorități și continuă să dea foc frunzelor sunt sancționați, iar amenzile nu sunt tocmai mici. Dacă până la data de 24 iulie amenda pentru arderea deșeurilor era de 600 de lei, acum aceasta a crescut semnificativ până la 10.000 de lei. În luna septembrie au fost deja aplicate 3 astfel de amenzi usturătoare, așa că ar fi bine ca persoanele fizice și juridice să se gândească mai bine înainte de a da foc frunzelor, ca ulterior să nu suporte consecințele, a declarat Silvia Levchev. Specialista a subliniat faptul că cea mai bună soluție pentru a scăpa de frunze este depozitarea lor și obținerea compostului. Pe lângă faptul că este o sursă de substanțe nutritive pentru plante, compostul ajută la îmbunătățirea structurii solului, contribuind la o mai bună aerare a acestuia și la reducerea fenomenului de compactare, a mai adăugat Silvia Levchev. Mai mulți oameni din Călăraș spun că depozitează frunzele în propriile curți, iar alții le duc la gunoi ca ulterior să fie evacuate de responsabilii de la gospodăria comunal-locativă alături de alte deșeuri din gospodărie. Totuși, în ciuda sancțiunilor crescute, se mai observă din când în când grămezi de frunze fumegând prin curțile oamenilor.
Totodată, inspectorii de mediu îndeamnă cetățenii ca atunci când observă contravenții să-i apeleze pentru documentarea cazurilor și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Reparații fără sfârșit, deconectări, apă în două cu rugină și pierderi în rețea de până la 70%. De toate acestea au scăpat locuitorii din municipiul Jedinec, unde cu suportul Uniunii Europene au fost reabilitați 50 de kilometri de apeduct, iar în curând vor începe lucrările de construcție a unei stații de tratare a apei, relatează nordnews.md. Municipiul Jedinec numără 18.000 de locuitori, de acum încolo aceștia vor avea acces la apă de calitate. Все, вот водичка уже чистая. Раньше мы пользовались для варки с колодца, а сейчас без проблем. Я сразу же ставлю на варку. Летом очень часто отключали. И было очень, и не было по неделе воды, и по два дня, и по три дня. 500 метров, наверное, колодец от нас. Далековато, нужно было носить. Очень грязная вода была, очень грязная вода. Cel mai dificil le era bătrânilor, îndeoseb iarna. Любовь Богданов, în vârstă de 86 de ani, era nevoită să ceară ajutorul vecinilor. Заметет, и мне надо, чтобы дойти до него или кому-то пройти. Надо сначала раскопать до самой той улицы у меня. Proiectul implementat de ADR Nord și GIZ Moldova se cifrează la 59 de milioane de lei, dintre care aproape 51 de milioane reprezintă grantul oferit de UE, alte 8 milioane este contribuția primăriei locale. Trebuia ca să le adunăm banii ăștia de la fiecare cetățean, chiar luasem și o decizie a Consiliului să adunăm 6.000 de lei de la fiecare familie, dar întrucât situația este foarte precară, mai ales cu situația economică și situația energetică în țară, am hotărât că aceste 8 milioane să fie găsite de către primărie. Am reabilitat, totuși am schimbat 50 de kilometri de rețele din 130. Aproape 5 kilometri de rețele au fost la extindere, adică au fost construite din nou. Restul rețelelor, 45 de kilometri, au fost reabilitate. La momentul actual noi putem deja, să spunem așa, controla livrarea apei pe sectoare, pe zone. Practic fiecare stradă aparte. În aceste zile, autoritățile locale urmează să semneze un nou contract pentru a implementa un proiect menit să îmbunătățească și mai mult calitatea apei în municipiul Jedinec. Este un proiect împreună cu Agenția de Dezvoltare a Austriei în cadrul EU4. Estimativ de 3 milioane de euro Agenția Austriei, 1 milion și ceva de euro va fi contribuția locală și va fi stații de tratare modernă pentru două orașe, Jedinec și Cupcini. În afară de asta vor mai fi revalorificate și 4 stații de pompare de la Prut până la Jedinec. Tabloul este cu totul altul în satul Pârlița din raionul Fălești. La ei 72 de ani, Eugenia Cebota, așa și nu a ajuns să spele rufele cu mașina automată sau să facă un duș, la fel ca și ceilalți peste 3.000 de consăteni ai săi. Iată, se aduc apă, ca o babă bătrână, fără ajutor de la mine, fără nimic. Iată. Iată, nu vezi cum e că nici o magă aduc apă, nu vezi cum? Știi că cum aduc apă. Băi, vin, eu călăraș mă duc și mai vin, dar îmi trebuie și ce acum. Că și de sus acolo trăiesc, adușă, dar noi aici îndurăm. E foarte greu, de spalat, de făcut mâncare, suntem mai tineri și mai putem să ne mai, dar sunt bătrâni, foarte bătrâni, care ei nu pot și nici n-are cine le aduce o călare de apă. Copiii se duc peste hotare, e foarte greu. Problema s-a agravat odată cu seceta, în această vară mai multe fântâni din sat au secat. Dimineață poate fi mult apă uneori, mai puțin, pentru că mai multă lume e de la aceeași fântână. Strângem mult apă, de la ploaie, de la una, de la alta, în butoaie. Cu mașina de spalat nu putem spala animalele, ne ducem la iască, dăm slisle, adăpăm când avem apă. E foarte greu. Acum câțiva ani în localitatea a fost construit un apeduct, dar din lipsă de bani așa și nu a fost conectat. De apă la robinet urmau să se bucure 90% din săteni. Pentru a finisa apeductul mai avem nevoie orientativ de 6 milioane de lei. Am făcut chiar astăzi un demers în adresa Fondului Ecologic Național ca să vedem care este situația, dacă putem miza pe finanțare în continuare sau suntem liberi să mergem în altă parte și să căutăm bani pentru finisarea acestui proiect.
Pe țară situația este și mai rea la capitolul canalizare. În Iedineț doar 46% dintre gospodării sunt racordate la un sistem centralizat de canalizare. Datoriile moldovenilor către Moldova Gaz sunt în continuă creștere. Compania energetică a solicitat printr-un comunicat consumatorilor finali să întreprindă toate măsurile pentru stingerea restanțelor pentru gazele naturale furnizate. Și asta în contextul în care termenul limită de achitare a facturii de plată emise pentru luna septembrie a expirat pe 15 octombrie. Astfel, mai scrie Moldova Gaz, datoria consumatorilor non-casnici se cifrează la peste 71 de milioane de lei. În acest sens, în scopul asigurării funcționării continue a sistemului de gaze naturale al țării și totodată neadmiterii majorării soldului datoriei consumatorilor, Moldova Gaz dispune de conectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor debitori. Menționând totodată că furnizarea gazelor naturale va fi reluată după achitarea integrală a plății datorate pentru gazele naturale și a tarifului pentru reconectare. Luna trecută, datoriile acumulate de Moldova Gaz de la consumatorii non-casnici până la data de 15 au fost aproximativ 55 de milioane de lei. O nouă majorare semnificativă a costului 1 litru de motorină standard pe piața produselor petroliere din Moldova anunță Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică, care totodată menționează că mâine prețul benzinei va coborî după mai multe zile la rând în care a crescut constant. Astfel, potrivit Andreeș Joi, conducătorii auto vor scoate din buzunare pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 25 de lei și 16 bani. Un preț cu 9 bani mai mic față de cel afișat miercuri. Motorina standard pe 20 octombrie va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 28 de lei și 93 de bani per litru, cu 12 bani mai mult decât în ultimele 24 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de toamna trecută cu 5 lei și 30 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 10 lei și 74 de bani per litru în cazul motorine standard. Un liceu din municipiul Bălți invită toți oamenii cu suflet mare la târgul caritabil Toamna Generozității pentru a ajuta copiii diagnosticați cu autism. Scopul final este de a achiziționa kituri speciale menite să faciliteze viața celor mici. Diferite lumânări făcute handmade, diferite tablouri, ei pictează pe pânză, genți pictate de ei. Resursele financiare acumulate vor fi donate asociației Obștești Autism Hope din Bălți, o organizație non-guvernamentală înființată de părinții copiilor care suferă de autism. Cu banii obținuți să putem să bucurăm niște copii ca să le asigurăm materiale sau tot ce au ei nevoie în acest centru. Invităm pe toți cei care doresc să vină, să se implice, să ne vadă și cel mai bine să susțină acești copii, pentru că acest târg este pentru ei și este despre ei. Elevii liceului au pregătit un program artistic special pentru toți cei care vor veni la târg. De la eveniment nu vor lipsi nici bucatele tradiționale moldovenești. Târgul caritabil va avea loc vineri 21 octombrie la Bălți, ora 13, în cadrul liceului de pe strada Chișinăului 28. ...623 de cazuri pozitive COVID-19, un număr în continuă scădere, au fost raportate în Moldova potrivit datelor actualizate ale Ministerului Sănătății cu privire la situația epidemiologică înregistrată în ultimele 7 zile pe întreg teritoriul țării, în urma a aproape 19.000 de teste efectuate. Totodată, din cauza infecției, alți 8 moldoveni și-au pierdut viața. În același timp, 174 de cetățeni s-au imunizat cu prima doză, iar alți 213 cu a doua doză a vaccinului anti-COVID-19.
Astfel, în ultimele 7 zile au fost administrate puțin peste 1170 de doze de vaccin, dintre care numai 20 la minori. În total, autoritățile anunță că au fost imunizați până în prezent puțin peste 1.072.100 de moldoveni. Totuși, mai precizează autoritățile că, deși numărul cazurilor noi de COVID-19 nu este unul mare, în Moldova încă persistă pericolul acestui virus, mai ales că și varianta Omicron este prezentă pe teritoriul țării noastre. Bine de știut! După ce în această săptămână a mai recepționat un lot de 30.000 de doze de vaccin antigripal sezonier, Moldova dispune în total de 218.000 de doze de vaccin antigripal potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În continuare, toate dozele de vaccin antigripal vor fi livrate către centrele de sănătate publică teritoriale, care ulterior le vor transmite instituțiilor medico-sanitare, care la rândul lor vor administra vaccinul antigripal contingentelor profesionale și grupelor cu risc sporit de îmbolnăvire. În context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică reiterează că vaccinarea este cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă. Ca și în sezonul gripal precedent, este recomandată vaccinarea concomitentă împotriva gripei și a infecției COVID-19. Amintim că în perioada 3 și 9 decembrie, morbiditatea prin infecții acute ale căilor superioare s-a manifestat la un nivel de intensitate joasă, cu o descreștere de peste 15% în comparație cu perioada similară a sezonului 2021, și a constituit 5.623 de cazuri, majoritatea fiind la copii. Din numărul bolnavilor, 62 au fost spitalizați. Perioada concediilor s-a încheiat, dar problemele moldovenilor au rămas aceleași. Nu este în puterea noastră să le rezolvăm, dar încercăm să le găsim soluții împreună cu invitații noștri. Din septembrie începem un nou sezon, Actualitatea la Raport. Urmăriți-ne în fiecare zi de luni, ora 19:30, la AgroTV și live pe pagina de Facebook AgroTV Moldova. Joi 20 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează cer variabil fără precipitații în toată țara. Presiunea atmosferică va fi ridicată. La nord, noaptea, mercurul din termometre va coborî până la plus 3 grade Celsius, iar ziua va atinge plus 10 grade Celsius. În centrul Republicii, în orele nocturne, temperatura nu va depăși plus 4 grade Celsius, în timp ce în cursul zilei se anunță plus 11 grade Celsius. La sud, minima va fi de plus 5 grade Celsius, iar maxima va urca până la plus 12 grade Celsius. Totodată, meteorologii au emis cod galben de vânt puternic. În următoarele zile, temperaturile vor varia, precipitații nu se prevăd. Moldovenesc se apreciază în raport cu moneda euro și leul românesc. Dolarul american, hrivna ucraineană și rubla rusească rămâne schimbate. Astfel, pentru 20 octombrie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 39 de bani pentru un dolar. Moneda euro scade cu 5 bani și va costa 18 lei și 98 de bani. Hrivna ucraineană va costa 52 de bani. Leul românesc se depreciază cu 3 bani și va costa 3 lei și 85 de bani. Rubla rusească rămâne aceeași, 31 de bani.